Doamne ajută! Sunt administratorul blogului Daniel Vla și cei care ați mai intrat pe acest blog știți că am scris mai multe articole în care l-am contrazis pe domnul Mihai Silviu cel care este un înfocat susținător al canonicității mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldovei cea înființat de Patriarhia Moscovei, prima dată după anul 1812, la 1813, cu ajutorul forței armate, după ce Imperiul Țarist a cucerit Basarabia de la Principatul Moldovei, cel care nu aparținea de Imperiul Otoman, așa cum au pretins rușii. Uh, și a doua oară în, cursul al 1944 după ce după retragerea uh, României din Basarabia odată cu <coughs> pierderea războiului de către Germania și Cu cererea a de către, de data aceasta, imperiul Sovietic. Principalul argument pe care îl aduce pentru valabilitatea, așa zise, canonicitatea acestei mitropolii înființate de ruși. Deci, principalul argument pe care îl aduce Mihai Silvichirilă sau principalul canon pe care îl invocă pentru a da valabilitate canonicității acestei structuri bisericești este canonul 17 de la Sinodul 4 Ecumenic. Acest canon prevede în principal o Perioada de 30 de ani de prescripție, așa cum se numește în dreptul civil sau uh, uzucapiune, prescri prescripția achizitivă sau uzucapiune, ceea ce înseamnă că cineva care uzurpă dreptul de proprietate al, al cuiva, adică stăpânește un teritoriu sau, sau un bun, uh, în principal. În teritoriu, un imobil, o casă, un teritoriu, uh, care îl stăpânește uh, pe o perioadă de 30 de ani, iar proprietarul de drept nu își revendică proprietatea. Uh, ajunge să fie proprietarul, acesta care e uzurpatorul, ajunge să fie proprietarul de drept. Uh, pentru că se consideră că proprietarul inițial nu a reacționat, deci nu l-a interesat uh, posesiunea respectivă. Și uh, similară dreptului civil și Sfinții Părinți au prevăzut în, uh, în uh, dreptul bisericesc uh, acest, acest termen. Uh, numai că i s-a explicat domnului Chirilă și de către mine și de către părintele Mihai, Andrei Aldea și poate și de către alții că acest canon are o condiție ca uh, cei ce ajung să dețină uh, în domeniul bisericesc o metropolie, o episcopie, o eparhie în general. Uh, pe o perioadă mai mare de 30 de ani sau chiar și 30 de ani să îndeplinească o condiție. Adică să dețină acele teritorii fără silă. Dânsul a dat o explicație proprie acestei condiții să fie fără silă. Prima dată a zis că fără sila ar însemna a stăpâni ceva fără a avea dreptul de o face. Dacă rămânea la explicația aceasta, pierdea... Nu mai avea rost să argumenteze în continuare rocanicitatea, nicitatea, rocan -nicitatea metropoliei Basarabiei, pentru că pierdea din start. Că evident că rușii nu au avut niciun drept să, să uzuri pe teritoriul canonical Principatului Moldovei, adică partea de răsărit a Moldovei. Nu avea niciun drept să ia nici teritoriu din punct de vedere politic și nici teritoriu bisericesc. Dar de însă vine ulterior cu, într-un filmez pe care l-a făcut, <coughs> într-o înregistrare pe care a făcut-o, vine cu a doua explicație și pretinde că fără silă ar însemna să nu fie tulburată în posesie timp de 30 de ani. Adică cel care uzurpă un teritoriu, un imobil de aici în cazul de față o eparhie adică o jumătate dintr-o mitropolie dacă n-a fost tulburat în posesia sa timp de 30 de ani înseamnă că a devenit proprietar de drept dar să vedem ce zice canonul respectiv din Pidalion și citez parichiile parohiile cele țărănești de prin fiește care eparhie sau cele de prin sate să rămână în strămutate la episcopii cei cele de țin pe ele și mai ales dacă fără silă, în timp de 30 de ani pe ele ținându-le au economisit. Iar dacă în curgerea acelor 30 de ani s-a făcut vreo gâlceavă, adică vreo ceartă, sau s-ar face pentru acestea să fie iertat celor ce zic că s-au nedreptățit a porni judecată într acestea la sinodul eparhiei, iar de nu s-ar nedreptăți cineva de mitropolitul său la exarhul Ocârmâirii sau la exarhul Constantinopului să se judece, precum s-a zis mai înainte, iar dacă vreo cetate s-a înnoit de împărătească stăpânire sau iară s-ar înnoi politiceștilor și publicilor forme să urmeze și rânduiala bisericeștilor parichii. Acesta este canonul. Uh. Haideți să vedem și ce zice tălcuirea. tâlcuirea, tâlcuirea uh, dată de Sfântul uh, Nicodim Aghioritul. Și zice așa, parichiile, nemerniciile cele țărănești sunt tenorii mici care se află și pe la margini și la locuri depărtate și se locuiau, locuiau de puțini oameni, numindu-se cătunuri, iar nemernicii sătești sunt acele parohii care se apropiau de țară și de sate și aveau mai mulți locuitori. Deci aceste nemernicii, parohii, adică ale fiește cărei parohii, poruncește ca anul acesta să rămână nereșluite și nesmulse de la episcopii cei ce le dețin pe ele și mai ales de le au avut pe ele în stăpânirea lor în curgere de 30 de ani, cu bună credință și fără silă, și aici vine explicația Sfântului Nicodim, adică fără asili pe cineva și a le răpi cu nedreaptă pricina. Se vede foarte clar că Sfântul Nicodim a diorit. Agioritul dă o altă interpretare decât a dat-o Chirilă. Domnul Chirilă, pardon. Dânsul zice că fără sila înseamnă fără a să nu fie tulburată în posesia sa timp de 30 de ani. Aici Sfântul Nicodim a iurit, scrie clar, fără a sili pe cineva și a le răpi cu nedreaptă pricină. Adică condiția fără silă se referă la modul în care le-a dobândit. Cărușii le-au dobândit cu silă, adică cu forța, cu forța armelor, cu deportări, cu ucideri, cu... Uh, abuzuri cu alungarea ierarhilor canonici, cu certuri, cu uh, 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 deportări și cu alte uh, samovolnicii și se știe din istorie. Uh, iar uh, uh, că n-ar fi reacționat timp de 30 de ani ierarhii din metropolia Moldovei să știe că nu este adevărat căci Mitropolitul Veniamin Costache a reacționat a protestat la Constantinopol și în străinătate și a avut nenumărate dispute cu rușii care până la urmă l-au exilat la, la Monastirea Neamț și au pus pe Gabriel Bănulescu cu în locul său uzurpând în acest fel ierarhul de, scaunul ierarhului de drept în Moldova de, în toată Moldova, că l-au pus exarh peste toată Moldova și țara românească, cât timp l-au ocupat în timpul războiului din 1906-1912. Și ulterior, când au răpit și au păstrat doar Basarabia, l-au pus în uh, întâi arhiepiscop, apoi mitropolit pe Gavril Bănulescu, bădănit trădătorul care, conform canonilor 30 și 35 apostolice, era caterisibil și el și uh, sub, uh, uh, a și țarul Alexandru și cei Alexandru I al Rusiei și cei ce i-au ajutat. Așadar, uh, se clar. explicația sfântului Nicodim Agiuridul că fără silă înseamnă fără a le răpi cu nedreaptă pricină. Nu se referă la uh, tulburarea în posesie uh, timp de 30 de ani, care oricum a fost. Cum a fost, a fost. Dar să continuăm cu, cu explicația uh, cu tulcuirea sfântului Nicodim. Iar dacă în timpul celor 30 de ani s-a făcut vreo pricire, adică vreo ceartă pentru acestea, ceea ce uh, știm că s-a făcut că Sfântul uh, Mitropolitul uh, Veniamin Costache a reacționat, s-a certat cu rușii, a, au fost neînțelegeri uh, a scris la Constantinopol, la Sultan, a scris și în, în străinătate, în Europa, dar uh, n a primit sprijinul necesar și a, a trebuit să se lase pe gubaș până la urmă, Nerecunoscând, însă, vreodată nici el, nici urmașii lui, până astăzi, nerecunoscând canonicitatea prin acte, nu doar așa că îi se pare cuiva că a, a avut oarecare relații cu, cu biserica nou, local nou constituită în Basarabia, a, a însemna că, că a recunoscut. Vorbim de acte. Niciodată în acte vreun mitropolit sau vreun sinod românesc n-a recunoscut autoritatea uh, canonică a rușilor pe teritoriul Basarabiei. Așa. Deci, iar dacă în timpul celor 30 de ani s-a făcut vreo pricire, adică vreo ceartă pentru acestea, sau după canul acesta s-ar face, sau așa, este voie celor ce zic că se nedreptățesc pentru ele, aș căuta pricina lor la sinodul eparhiei. Aici putem înțelege că și după trecerea celor 30 de ani se poate căuta pricina la sinodul eparhiei. Adică, din moment ce uh, au încetat condițiile silniciei, uh, în mod logic ar trebui să, să poți să ridici problema la nivel sinodal la Constantinopol sau într-un sinod panortodox, să se rezolve această problemă, să se să, să rezolve uh, pricina respectivă. Uh, continuăm cu tâlpire, iar dacă cineva s-ar nedezi pentru acestea de Mitropolitul său, să-și caute judecata la exarful cel mai întâi al ocrămâirii, al cărui lucru s-a făcut nelucrător după acest al patrulea sinod, precum am zis la subunsemnarea canului nou a acelui sinod, sau cel al Constantinopolului, precum s-a zis mai înainte, iar dacă până acum s-a zidit vreo cetate prin împărătească stăpânire sau de acum înainte are a se zidi, atunci nu va căuta o supune pe aceasta episcopul cel ce se medieșește ca pe o parohie a sa, fiindcă rânduiala parohiilor acelei biserici are a urma legilor și poruncii politicești cel le-ar rândui împăratul pentru acea acea din nou zidită cetate și nu din potrivă. Aici se dă și o notă de subsol, probabil tot a Sfântului de majoritor și zice așa Au iertat sinodul împăratului ca să rânduiască pentru parohie norii la singure cetățile cele de dânsul zidite și nu de obște la toate, precum să o cotește Valsamon pentru că după canonul 12 al acelea sinod mitropolile cele ce prin scrisori împărătești sau au cinstit numai cinstea o dobândesc și ele și episcopilor, iar treptățile și pronomiile neschimbate se păzesc mitropoliei cele ce a fost mai înainte și care după adevăr este mitropolie. Aici explică Sfântul Nicodim majoritul ce vrea să însemne această ce vrea să însemne Litigiul acesta între parohii. Din câte se înțelege aici, se vorbește de parohile dintr-un anumit, dintr anumit stat. În niciun caz nu se vorbește despre parohii mitropolii sau altfel de eparhii din, dintre două state diferite. Se vorbește despre unul și același, stat, despre un împărat. Nu se vorbește despre doi împărați diferiți ne mai vorbind că ca nu se referă la parohi mici, parichi, nemernici să țărănești și enorii mici pe care am putea să le extindem și la nivel de metropoli dar în principal condiția esențială pe care o prevede acest canon adică fără silă, fără a asili pe cineva și are repicune dreaptă pricină, este fundamentală, pentru că ca acest canon să fie valabil sau nu în această în această uh, dispută adică canonul din punctul meu de vedere și nu numai al meu, este de partea metropoliei Basarabiei adică a stăpânilor de drept a Patriarhiei Române prin metropolia Basarabiei, care sunt stăpâni de drept ai canonului, al, al teritoriului canonic bisericesc din Basarabia. Există foarte clar explicația Sfântului Nicodim Majoritul și nu văd de ce ar mai trebui o dispută, o ceartă, o reinterpretare a acestui canon când scrie exact foarte clar Uitați foarte clar, cu bună credință și fără silă, adică fără asili pe cineva și a ar răpi cu nedreaptă pricină. Doamne ajută!